Voi citi câteva versete din Judecători, capitolul 13, versetul 15 la versetul 23. Manoah a zis îngerului Domnului, îngăduiem să te opresc să-ți pregătesc un ied. Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah, chiar dacă mai opri, n-aș mânca din bucatele tale, dar dacă vrei să aduci o ardere de tot, să o aduci Domnului. Manoah nu știa că este îngerul Domnului. Și Manoah a zis îngerului Domnului, care ți este numele, ca să-ți aducem slavă când se va împlini cuvântul tău. Îngerul Domnului i-a răspuns, pentru ce îmi ceri numele? El este minunat. Manoah a luat iedul și darul de mâncare și a dus jerfă Domnului pe stâncă. S-a făcut o minune. În timp ce Manoah și nevasta sa priveau, pe când flacăra se suia de pe altar spre cer, îngerul Domnului s-a suit în flacăra altarului Văzând lucrul acesta, Manoah și nevasta s-au căzut cu fața la pământ. Îngerul Domnului nu s-a mai arătat lui Manoah și nevestei lui. Atunci Manoah a înțeles că este îngerul Domnului și a zis nevestei sale, vom muri, căci am văzut pe Dumnezeu. Nevasta sa i-a răspuns, dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare, n-ar fi primit din mâinile noastre arderea de tot și darul de mâncare, nu ne-ar fi arătat toate aceste lucruri și nu ne-ar fi făcut să auzim acum asemenea lucruri. Amin. În această seară aș dori să ne uităm la persoana Domnului Isus Hristos în aceste momente care ne stau înainte, dar în primul rând introductiv aș dori să sugerez trei motive pentru care Domnul se arată aici. Eu cred că în pasajul acesta avem o prezență preîntrupată, adică înainte de întruparea Domnului Isus Hristos și voi argumenta imediat de ce. Dar întâi de ce se arată Hristos aici? Cred că se arată în primul rând pentru că acest Samson urma să vină ca o imagine a lucrării Domnului Isus. Am văzut nașterea lui seamănă în anumite privințe cu nașterea Domnului Isus Hristos. Puterea lui ieșită din comun pe care n-a mai avut-o niciun om da? ne spune puțin. Este o imagine, o umbră slabă a puterii extraordinare a Domnului nostru Isus Hristos. De aceea Samson a rămas în istorie cunoscut prin puterea pe care Dumnezeu i-a dat-o, putere extraordinară. Și apoi lucrarea de izbăvire, că zice că el a început să izbăvească pe Israel. Dar cine a făcut izbăvirea adevărată, totală, deplină, nu doar fizică, ci și spirituală, Domnul Isus Hristos. Deci, de ce este prezent Hristos aici? Pentru că omul care urma să se nască era o imagine a sa prin nașterea lui, prin puterea lui, prin izbăvirea pe care urma să o facă. Sau ar fi trebuit să o facă. Al doilea motiv pentru care cred că Domnul se arată aici este datorită faptului că în toată istoria răscumpărării, cel care a lucrat în lume a fost Hristos. Sigur, el a fost ascuns în foarte multe privințe de ochii oamenilor. Vreau să doar dau un exemplu. Un evreu își lua animalul, vino, conștient de păcatul lui, și apăsat de conștiința lui vinovată, își lua animalul după cum a poruncit Dumnezeu în lege, se ducea la altar, la preot și, așa cum aflăm din Maleachi, preotul nu avea doar responsabilitatea să aducă jerfe, ci el trebuia să fie gura Domnului. Și de pe buzele lui să aștepta legea Domnului. Și astfel el atunci când aducea animalul pentru vinovăția lui, preotul trebuia să-i zică păcatul tău este acoperit. Acoperit. Dacă el credea lucrul ăsta, înaintea lui Dumnezeu, Păcatul lui era acoperit. Dar el nu este decât un animal, nu? Autorii Scripturilor ne arată foarte clar că sângele taurilor și a a animalilor nu pot să șteargă păcatul. Așadar, ceea ce evreu avea înaintea lui era doar o imagine a jerfei Domnului Sus, când el credea atunci în momentul ăla. El nu credea că sângele ăla la propriu poate să-i atingă lui conștiința. Cum sângele unui animal să-i lui conștiința? Dar el credea de fapt în acela care era reprezentat, în jerfa aceluia care urma să vină, a Domnului Iisus Hristos. Da? Aia era doar o interfață, doar o imagine, doar o reprezentare. Dau exemplu ăsta de multe ori ca să înțeleagă oamenii că simbolurile sunt foarte importante. De exemplu, este o imagine bizară, dar o folosesc ca să o înțelegeți foarte bine. Dacă eu îmi iau verigheta de căsătorie nu? și aș scuipa pe ea înaintea soției mele, sau aș lua verigheta de căsătorie și aș arunca într-o zi, într-o criză de nervi, că am o neînțelegere cu soția și aș arunca o de perete sau de gard sau de mobilă, ar fi soția mea jignită? De ce? Și o bucată de tablă. Ar fi jignită datorită a ceea ce amândoi știm că este reprezentant, reprezentat prin acel inel. nu E așa? Este un simbol, dar este un simbol cu semnificație. Este un simbol important. Este un simbol important. Să știți că și păgânii știau lucrul acesta. De exemplu, când Dumnezeu la alege pe Gedeon să izbăvească pe Israel de Madianiți, în cetatea aceea aveau un altar închinat lui Baal, un par ridicat acolo, idolatrie. Și Gedeon se duce și dă cu ele de pământ. Le arde, le spulbere, și așa mai departe. Și oamenii s-au scandalizat. Oamenii s-au scandalizat. Știți de ce? Pentru că oamenii știau că acele erau niște simboluri a Dumnezeilor la care ei se închinau. Ei își respectau simbolurile lor păgâne. Înțelegeți? Este foarte important să înțelegem lucrul acesta. De aceea, observăm că în toată istoria răscumpărării, cel ce a lucrat în lume a fost Domnul Isus Hristos. Și aș putea să iau de la Adam, Noe, Avram, să merg în evenimentele principale și la oamenii principali pe care Dumnezeu i-a folosit în istoria răscumpărării și să vă demonstrez că în toate cazurile a fost prezent Hristos în lume. Biblia spune foarte clar, toate lucrurile au fost făcute prin El. Când Dumnezeu a creat lumea, El a creat lumea prin Domnul Isus Hristos. Proverbe ne spune că Hristos juca cuva Hristos, era prezent în lume atunci când se crea. El era înțelepciunea lui Dumnezeu prin care Dumnezeu făcea absolut toate lucrurile. El nu aștepta mii de ani ca să vină și vremea lui să se întrupeze și să facă el ceva în lume. Nici de cum. Nici de cum. Pavel spune, stânca care mergea înaintea lor era Hristos. Mana care le era dată era un simbol a hranei spirituale pe care o avem în Hristos. De aceea se arată Hristos aici. Dar ultimul lucru și ultimul motiv pentru care Hristos se arată aici este datorită interesului special pe care Hristos l-a avut și l-are în toată istoria pentru copii. Pentru copii. Se naște un copil, Hristos este prezent acolo. Hristos este prezent acolo. Îl vedem apoi pe Domnul Iisus Hristos pe pământ și avem pasajul acesta așa de des citat, așa de des folosit pentru că este foarte, foarte important. Când Hristos a chemat copilașii la el și a bine binecuvântat. Când Hristos a luat un copilaș și l-a pus în mijlocul lor și a zis dacă nu vă faceți ca acest copilaș cu niciun chem nu veți intra în împărăția celor. Când copilașii strigă la intrarea lui în Ierusalim, nu? Osana fiul lui David, da? că au văzut în el Mesia și fariseii spun, vezi ce spun aceștia, spune-le să tacă și Hristos zice, nu, n-ați citit ce spune în psalmul Psalmul 8, da? Era o, o împlinire a profețiilor uh, lăsate prin psalmiști. Hristos are un interes special pentru acest copil și are un interes special și pentru uh, copiii noștri. Acum, haideți să vedem: este Hristos aici sau nu este Hristos aici? Citim de la început. Scriptura spune în versetul 3, autorul. Trebuie să faceți o diferență aici. Odată vorbește autorul cărții judecători, odată vorbește femeia. Odată vorbește bărbatul. Și trebuie să vezi fiecare ce crede el despre acest personaj care se arată. Ce crede autorul Cărții Judecători, care el scrie, inspirat de la Duhul Sfânt, el are dreptate în ce spune, corect? Și el spune așa. Versetul 3, Îngerul Domnului s-a arătat. Deci, ce aflăm este că era, așa spune, un Înger. Femeia, în versetul 6, spune, a spus bărbatului ei, un om al lui Dumnezeu a venit. Dar menționează, ea avea înfățișarea unui înger al lui Dumnezeu, o înfățișare înfricoșătoare. Deci aflăm că este un înger, că este un om al lui Dumnezeu, că avea înfățișarea unui înger, o înfățișare înfricoșătoare. Mai departe. Versetul 8. Manoac s-a rugat Domnului și a zis, Doamne, te rog să mai vină odată la noi omul lui Dumnezeu. Deci și femeia și bărbatul cred că acesta este un om, dar știu și cum arată el ca un înger al lui Dumnezeu. Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah și a trimis pe cine? Ei s-au rugat să vină omului Dumnezeu și a venit cine? Îngerul lui Dumnezeu. Dar de ce spune că este un om? Pentru că arăta ca un om. Vedem în Sfânta Scriptură de foarte multe ori când îngerii au venit, îngerii n-au venit în aripați cu o sută de ochi. Da, niște ființe din astea bizare ca oamenii să se sperie. Nu! Ei, într-adevăr, aveau o slavă da? din locurile cerești, dacă am putea să zicem, dar ei aveau și o arătare omenească. Vorbeau, nu vorbeau limbi îngerești, vorbeau pe limba oamenilor respectiv, ca ei să înțeleagă. Femeia s-a dus la bărbat și a zis, omul care venise în altă zi, la mine mi s-a arătat iarăși. Din nou spune că este om. S-a dus la, versetul 11 spune, la omul acela, dar vedeți acum comentează autorul cărții judecători. Și spune că Manoac s-a dus la cine? Până acum autorul cărții judecători ne-a spus că înger, 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 dar acum însuși autorul cărții judecători Preia limbajul pe care l-a folosit Manuac și spune că s-a dus la cine? La om, spune. Nu mai spune că s-a dus la înger, ci spune că s-a dus la om. Ok? Mergem mai departe. Versetul 13, iară, spune: Îngerul Domnului i-a spus. Versetul 15, Manuac a zis: Îngerului Domnului. Versetul 6, iară, spune: Îngerul Domnului. Și însuși, Îngerul Domnului, în versetul 16, face o diferență între el și Domnul, pentru că spune așa. Îngerul Domnului i-a spus în versetul 16, chiar dacă mai opri, n-aș mânca din bucatele tale, dacă vrei să aduci o ardere de tot, să o aduci cui? Domnului. Deci îngerul Domnului face o diferență între el și Domnul. Sunt două persoane diferite, distincte. Manuac nu știa că este îngerul Domnului. Și Manuac a zis din nou, îngerul Domnului. Versetul 18. Îngerul Domnului i-a răspuns. Care... Pentru ce încerc numele? Și ascultați ce spune. El este foarte interesant ce spune. Minunat. El este minunat. Hmm. Au adus jerfa în versetul 12. Îngerul Domnului s-a suit în flacăra altarului. Și Manoac și nevasta lui au căzut cu fața la pământ. Și Îngerul Domnului nu s-a mai arătat. Versetul 21. Atunci Manoac a înțeles că este? A înțeles bine sau nu? A înțeles bine, nu? Că așa spune autorul cărții judecători, că cel care venise, identitatea era Îngerul Domnului. Și zice că Manoac a înțeles că este cine? Îngerul Domnului. Dar uitați ce a spus Manoac. Și a zis neveste sale, vom muri că ce-am văzut pe Dumnezeu. Deci în Îngerul Domnului s-a arătase cine? Dumnezeu. Dar avea arătarea unui om. 23. Nevasta i-a răspuns, dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare. Deci identifică și nevasta acum. Manoac zice, este Dumnezeu și acum și nevasta continuă dialogul și spune într-adevăr cel care s-a arătat este Domnul. Este Domnul. Deci identitatea acestui personaj cred că fără tăgadă se poate spune că este o imagine, o reprezentare, o prezență înainte de întrupare a Domnului nostru Isus Hristos. El este numit înger. Îngeri au trimiși lui Dumnezeu sau cum spune Scriptura Duhul Slujitoare și el a venit ca să slujească și a slujit în toată istoria răscumpărării. Apoi ni se spune că era un om, pentru că într-adevăr Domnul Iisus Hristos s-a întrupat și a fost un om. Și ni se spune că era Domnul sau că era Dumnezeu și în limba ebraică se folosește odată Adonai și odată Jehova. Pentru că într-adevăr Domnul Iisus Hristos este una cu Tatăl, exact cum a spus El. El este Dumnezeu și El este om. Dar hai să vedem câteva lucruri despre Domnul Isus Hristos în pasajul acesta. Primul lucru pe care putem observa este că Hristos aduce revelație sau cuvântul lui Dumnezeu. El a venit ca înger al Domnului, ca trimis al Domnului și a adus cuvântul lui Dumnezeu. Deci dacă, ar fi să găsim o raportare corectă, un răspuns corect al nostru față de Domnul Isus Hristos, primul lucru este că noi ar trebui să fim foarte atenți la cuvântul pe care El l-a adus. Pe care l-a adus El însuși, pe care l a adus prorocii care au prorocit despre El, pe care l a adus apostolii care au venit după El și au adus revelația lui Hristos nouă. Deci cinstea noastră, respectul nostru, credința noastră în Domnul Isus trebuie să se materializeze și să se manifeste prin respectul pe care noi îl avem pentru cuvântul lui Dumnezeu adus prin Domnul Isus Hristos. În pasajul acesta, cuvântul pe care Hristos îl aduce este un cuvânt despre copilul acesta. Cum trebuie crescut, cum trebuie să se păzească ei responsabilitățile lor, dedicarea copilului, îngrijirea copilului, misiunea copilului în lume Toată revelația aceasta a fost adusă de Hristos preîncarnat, înainte de încarnarea sa. Da? Ăsta e primul lucru pe care îl vedem. Hristos aduce cuvântul lui Dumnezeu. Hristos este cuvântul lui Dumnezeu, ne spune Sfânta Scriptură. Da? De aceea, pentru noi există un respect deosebit pentru cuvântul pe care nu doar Hristos, ci prorocii înainte de Hristos l-au adus. Hristos însuși l-au adus și prorocii și apostolii după Hristos l-au adus. Pentru că toți au făcut o lucrare practic, ar l avea în vedere pe Domnul Iisus Hristos. Al doilea lucru pe care vreau să-l observați este că Domnul Iisus Hristos merită slavă. Pentru că zice Manoac și Manoac în versetul 17 a zis Îngerului Domnului care ți este numele ca să-ți aducem slavă. Ce-au făcut îngerii îngerii în Scriptură când cineva a încercat să se închine lor sau să le aducă slavă? Ce-au făcut? N-au vrut, au respins. De ce? Pentru că slava trebuie dată doar lui Dumnezeu. Dar ce face îngerul aici? Vedeți că îngerul de patru ori, sunt patru schimburi de vorbă între îngeri și Manoac și aproape de fiecare dată îl corectează. Auziți, îl întreabă, tu ai vorbit femeia acestea? Eu. Foarte scurt așa. Parcă ceva îngerul are o problemă cu manuac. A doua oară zice, dacă, dacă se va împlini cuvântul tău. Și auzi ce îi spune, femeia să ferească de tot ce am spus. Să nu facă cu tare și cu tare lucru, să păzească tot ce i-am poruncit. Și nu mai repetă tot mesajul pe care l-a dat. Ce vrea să-i spună îngerul? I-am spus deja nevezi de tale. Ce vrei să știi altceva? Îngăduim să te opresc și să-ți pregătesc un ied. Și dacă mai oprim, n-aș mânca de bucatele tale. Iar îmi pare să aibă o atitudine puțin mustrătoare față de el. Care ți este numele? Pentru ce îmi cer numele? El este minunat. Nu spune, mă cheamă minunat. Îi spune, cum este numele lui. Deci la fiecare schimb are o atitudine puțin distantă, mustrătoare, da? față de manuac. Și totuși când îi spune ca să-ți aducem slavă îngerul, nu spune cum a zis când a zis, vreau să-ți aduc mâncare. El spune, nu -mi trebuie mie mâncare, că eu nu mănânc, adu o jertfă Domnului. Când îi spune vreau să-ți aducem slavă, el ar fi trebuit să spună, dacă nu era corect să-i aducă slavă, ar trebui să-i spună ce? Nu mi-a dus slavă, slava lui? Lui Dumnezeu, exact cum la corect mai înainte. Dar nu i spune asta. De ce? Pentru că îngerul Domnului era Domnul Isus Hristos care împărtășește aceeași slavă veșnică cu Tatăl. De aceea el primește slavă. De aceea el primește slavă. El merită această slavă, el împărtășește această slavă cu tatăl, el nu refuză această slavă. Pe care Manoac spune că o va da când se va împlini cuvântul lui. Ați văzut Manoac prima dată o zis? Dacă se va împlini cuvântul tău în versetul 12, după întâlnirea lui cu îngerul și puțin dialog cu el, spune în versetul 17, când se va împlini. El vine cu puțină suspiciune. Tu ești la da, ce să facem? Mai mult cercetează așa, vom studia altă dată despre Manoa, caracterul lui interesant, care eu cred că s-a imprimat în parte în Samson. Un caracter cu anumite deficiențe. Deci Hristos aduce cuvântul lui Dumnezeu, Hristos merită slava pentru lucrarea lui și împlinirea cuvântului său. Al treilea lucru pe care îl vedem aici este că numele Domnului Isus Hristos este minunat. El spune așa, pentru ce îmi cer numele și îi spune, el este minunat. Mai este cineva în Biblie care cere numele. Totul nu e înger. Și cine este, nu? Iacov. Iacov. În Geneza, capitolul 32, vine, vine spune că s-a apropiat de el un om și a început să se lupte cu el până în revărsatul zorilor. Omul acela i-a zis, lasă-mă să plec. El zice, nu te las până nu mă vei bine cu ta. Omul acela i-a zis, cum îți este numelele? Întreabă pe Iacov. Iacov, a răspuns el, îi schimbă numele cel ce luptă cu Dumnezeu. Păi cu cine luptase el? Cu cine spune autorul că luptase? Cu un om. Dar îi dă numele Iacov cel ce luptă cu Dumnezeu. E exact ca în textul acesta. Iacov l-a întrebat, spune-mi te rog numele tău. Exact același răspuns. Pentru ce îmi ceri numele? Și l-a binecuvântat acolo. Nu i-a dat numele. Iacov a pus locul acela numele, nu spune fața omului sau fața îngerului, ci fața lui Dumnezeu, pe el. Că ce el a zis, am văzut pe. Exact ce a spus oamenii ăștia, am văzut pe Dumnezeu față în față. Nu spuneam am văzut un înger al lui Dumnezeu, o reprezentare al lui Dumnezeu, o imagine, un chip. Nu spuneam am văzut pe Dumnezeu față în față. El consideră că omul și îngerul sunt de fapt cine? Dumnezeu. Și totuși am scăpat cu viață. Și ascultați ce spune în versetul 32. Căci Dumnezeu a lovit pe Iacov la încheietura coapsei. Cu cine luptați el? Cu un om? Cu un înger? Cu Dumnezeu? Da? Eu cred că cel care se arată acolo este Domnul Isus Hristos. Dar ce vedem aici este că îngerul Domnului îi dă, îi dă o calificare a numele. Acum pentru evrei numele reprezenta ceva. Pentru evrei numele era nu ceva. Îmi place cum sună așa, îi se potrivește numele cu tare la copilul meu. Nu. Evreii dădeau de foarte multe ori nume care reprezentau cumva identitatea, viitorul sau misiunea respectivului. În foarte multe situații din Sfânta Scriptură. De aceea când îngerul spune, numele meu este minunat, îngerul spune ceva despre caracterul lui, despre identitatea lui, despre ființa lui. Și acum, în profeția din Isaia, unde se vorbește despre Domnul Isus Hristos, se spune despre Domnul Isus Hristos că El este Dumnezeu tare, sfet, minunat și așa mai departe. Și într-adevăr, persoana Domnului Isus Hristos este cea mai minunată ființă. Un credincios adevărat, dacă nu-L cunoaște pe Domnul Isus Hristos ca o ființă minunată, eu mă îndoiesc că-L cunoaște. Ca o ființă minunată. Nu ai cuvinte să-l descrii altfel. El este o ființă minunată. În tot ceea ce este el, în persoana lui, în caracterul lui, în umblarea lui, în vorbele lui, în atitudinile lui, în reacțiile lui, chiar în mustrările lui. Mai cu seamă, în lucrarea sa de la cruce. El este o ființă minunată. Când te uiți la persoana Domnului Isus Hristos, trebuie să vezi gloria lui. Da? Trebuie să vezi slava lui. De aceea, pentru că este minunat, el imediat după aceea face o minune ca să-i arate ceva din minunăția persoanei sale. Ca Manoac și soția lui să contemple ceva din persoana Domnului Isus Hristos. Numele Domnului Isus Hristos este minunat. Da? Nu-l cheamă minunat, ci numele lui este minunat. Adică identitatea lui, ființa lui este minunată. Am descoperit noi care suntem aici în seara asta ceva din gloria, slava, minunăția persoanei Domnului Isus Hristos. El este doar pentru noi cineva care ne asigură de veșnicie, de iertarea păcatelor este așa relația noastră cu El tranzacțională? ne dă da ceva fain și ne bucurăm așa de El. Sau am văzut în El ceva extraordinar, minunat. În ce este El minunat? Uitați un alt aspect pe care îl revelează Scriptura aici despre Domnul Iisus Hristos, al patrulea lucru. După ce spune că El este minunat, Manoah aduce jerfa, ghedu și darul de mâncare, jerfa Domnului, s-a făcut o minune în timp ce nevas Manoa și nevasta sa priviau, în timp ce aducea jerfa. Deci în timpul aducerii jerfei pe stâncă s-a făcut o minune. Îngerul Domnului s-a suit în flacăra altarului. S-a suit la Dumnezeu în flacăra altarului. Ce vedem aici? Din nou imaginea imagine a lucrării Domnului Isus de data aceasta. Îi spune cum este numele Lui, persoana Lui și acum ni se spune ceva despre lucrarea Domnului Isus. Îngerul nu așteaptă Până când așteaptă îngerul? Până se aduce jerfa. Este o imagine a ce s-a întâmplat la Golgoda. După ce s-a adus jerfa Domnului Iisus Hristos și s-a consumat, Domnul Iisus s-a înălțat la tatăl lui. Asta spune practic Hristos și înainte să moară. A strigat cu glas tare și apoi și-a dat Duhul. Dar el a spus, Tată, în mâinile tale mi-încredințez Duhul. Iar după învierea sa și uh, cele 40 de zile pe pământ, el s-a înălțat la tatăl său, la ceruri. Asta vedem în textul acesta. După jertfa lui, fiul Hristos se ridică la tatăl. Aceasta este marea minune. Ce te aștepți când lui ceva în foc să se întâmple? Să se mistuie, nu? În jertfa sa el s-a mistuit pentru noi, sub mânia lui Dumnezeu, dar s-a făcut o minune. Nu asta spune s-a făcut o minune. În loc ca Hristos să rămână mort, îngropat, jertfa adusă ca toate celelalte jerfe, el de fapt ce s-a întâmplat cu el? A înviat și s-a înălțat? la tatăl. Asta este minunea de aici. De ce spune că s-a făcut o minune? Că păi un înger, nu poate să ardă. Nu! Dar pentru că el era ca înfățișarea unui om. Da? Și om și înger. Când s-a suit în flacăra altarului, tot ce este omenesc arde să mistuie. De aceea minunea a fost această, ca o imagine, ca o reprezentare, ca o profeție, ca o umbră în Vechiul Testament despre lucrarea răscumpărătoare a Domnului Isus Hristos. Nu există mai mare minune. Nu există mai mare minune decât faptul că Fiul lui Dumnezeu a coborât pe pământ ca îngerul acesta, în chip de om, a luat chip de om, el, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, s-a suit la crucea de la Golgota și minunea este că în locul mistuirii, sub flacăra lui Dumnezeu, sub flacăra mistuitoare a slavei sfințenii și gloriei lui Dumnezeu și mâniei lui Dumnezeu, el da, a suferit, da, a murit, dar apoi a înviat și s-a înălțat la dreapta Tatălui ca să mijlocească pentru noi. Lucrul extraordinar aici este că toată lucrarea aceasta și ăsta este un alt punct pe care îl putem observa, care este paralel cu lucrarea lui Hristos de la cruce, este că toată lucrarea aceasta s-a făcut sub ochii lor. Spune Scriptura și menționează foarte bine lucrul acesta. Versetul 19. S-a făcut o minune în timp ce Manoac și nevasta sa priveau. Ăsta este un lucru glorios despre lucrarea lui Hristos. Hristos n-a murit într-un colț de lume, ascuns de ochii oamenilor. Hristos nu este un bas, un mit, o poveste inventată de oameni și pusă undeva la colț. Nu! Acolo de față au fost cei mai mulți oameni care au fost de față martori oculare, au fost dușmanii lui. Ăia n-aveau niciun motiv să inventeze o poveste, nu-i așa? Ce motiv? Ai fi avut motiv să inventeze cine? Ucenice. Dar ucenicii au bătut păstorul și oile s-au risipit. S-au risipit. A fost un tâlhar acolo care a fost martor, mai mulți tâlhari, dar un martor credincios. A fost sutașul roman. A fost ceata, aceea de romani. Au fost vrășmașii lui Hristos. Au fost oamenii trecătorii care treceau pe acolo și se băteau în piept. Sau trecătorii care treceau și bajocoreau. Au fost atâția marturi acolo. Și romanii aceia atâta de cruzi și atâta de obișnuiți cu crucificările. Cu biciuirile. Cu torturile. s a uitat la omul acesta care a murit acolo și în loc să spună Uite a murit încă un revoluționar, încă un tulhar. A spus cu adevărat acesta a fost. N-a spus un om neprihănit. Într-adevăr, a fost un om care a suferit mult în viața lui. Într-adevăr, acesta pare să fi fost un proroc. Într-adevăr, ăsta a fost un om bun, măi. Într-adevăr, învățăturile lui au fost frumoase. Nu așa au spus. Ce au spus? Într-adevăr, acesta a fost fiul lui Dumnezeu, o declarație de credință. Din partea unor romani. Și acum te gândești, și ce dacă a spus că a fost fiul lui Dumnezeu? Uite-te câtă, câtă controversă a existat pe tot parcursul lucrării Domnului Isus Hristos asupra acestui titlu de fiu al lui Dumnezeu. Și Satan are o problemă cu el. Dacă ești tu, Fiul lui Dumnezeu. Toată lumea avea o problemă. Pentru, pentru romani, de exemplu, pentru romani, a spune despre cineva că era fiul lui Dumnezeu, sunt multe, sunt monede din vremea Imperiului Roman, în care cezarul era numit fiul al lui Dumnezeu. Inscripții în care cezarul era numit fiul al lui Dumnezeu, documente în care Cezarul era numit fiul lui Dumnezeu. El era considerat într-un fel, într-o relație specială cu Zeu. Da? De aceea, când Romanul a spus Fiul lui Dumnezeu, el a spus cu mentalitatea romanilor, cu adevărat, acesta este, da, în relație cu zeii, el este o ființă cu totul specială, unică. De aceea, romanii aveau o problemă ca să spui că altcineva este Domn sau Fiul lui Dumnezeu. De aceea, liderii religioși care știau mentalitatea romanilor, când au fost chestionați de Pilat, au spus, noi nu avem alt Domn decât pe. Ce au făcut ei? Ce au încercat ei să facă? Să apeleze la identitatea supremă pentru cineva din Imperiul Roman, care era cezarul, trimisul zeului, într-o relație specială cu zeul. Asta se întâmplă, este ceva special acolo. Și uitați, se întâmplă tot în fața, ascultați ce spune, s-a întâmplat această minune în timp ce Manoac și nevasta sa priveau. Dacă este vreo religie care are dovezi incontestabile a validității sale, a autenticității sale, această religie este creștinismul. S-a făcut în, în văzul tuturor oameni, public, Vrăjmașii lui de toate felurile au fost acolo. Romanii, evreii și străini care erau acolo veniți la Paște au văzut toți această lucrare. De aceea s-a împânzit cu puterea unui foc care arde miriștea uscată. Această veste despre moartea, înălțarea și învierea Domnului nostru Isus Hristos. Totul este în fața lor. Jerfa e în fața lor, înălțarea din alt din altar, uitați ce frumos folosește autorul expresia. Îngerul Domnului s-a suit în flacăra altarului. Că este această imagine a mistuirii Domnului nostru Iisus Hristos. În loc să fie o coborâre, a existat o ridicare. Pentru că Dumnezeu a primit lucrarea aceasta. Flacăra s-a îndreptat către Dumnezeu. Dumnezeu a primit jerfa Domnului nostru Iisus Hristos. Am observat că Hristos este Dumnezeu și om în tot pasavul acesta. Dar un lucru interesant. Biblia spune că nimeni nu poate să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Și Biblia ne spune că oamenii aceștia l-au văzut pe Dumnezeu. Vom vedea noi pe Dumnezeu sau nu? Vom vedea, fraților, pe Domnul Isus Hristos. Asta ne arată Scriptura. Vedeți, evreii știau foarte bine lucrul ăsta. N-ai cum să-L vezi pe Dumnezeu. Iacov spune, să-i un miracol e și din comun. Am văzut pe Dumnezeu față în față, ăsta trebuie cimentat aici, trebuie pus un nume la locul ăsta, trebuie făcut aici casa lui Dumnezeu. A văzut pe Dumnezeu față în față. Și oamenii ce ăștia spun? Am văzut, pe, Dumnezeu? Rezultă că vom muri. Ființa umană, dacă ar sta nemivlocit în fața lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să se manifeste în esența persoanei sale, în esența ființei sale, ar fi mistuită. Ar fi mistuită. Sfințenia sa este de neimaginat. Nu mai vorbim de ființa păcătoasă omul, care este un vierme care se tărăște pe pământ datorită păcatului său. Ar fi mistuită, pulverizată în întregime. Modul în care noi ne putem apropia de Dumnezeu, aceasta este vestea Evangheliei, este în urma jertfei Domnului Isus Hristos. Se aduce jertfa, se face minunea, se înalță Hristos și acum îl putem și noi vedea pe Dumnezeu. Ne putem întâlni cu Dumnezeu. Putem ajunge în prezența lui Dumnezeu. Putem vedea pe Dumnezeu. Hristos este singurul mod în care îl putem vedea pe Dumnezeu Ăsta este modul în care noi astăzi suntem într-un fel. În firea noastră pământească, în trupurile acestea muritoare și totuși nu suntem mistuiți de gloria Sfințenii Absolute a Lui Dumnezeu. Cum? Prin Domnul Isus Hristos. Acoperiți de El. Când vom fi în veșnicie, în prezența Lui Dumnezeu, noi tot, tot vom fi în Hristos. Noi tot vom fi în Hristos. Legați de Hristos. Lângă Hristos, împreună cu Hristos. nu e ca și cum, a, am fost curățit acum de păcatul meu și intru în cer, acum, într-adevăr, pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos, dar mă duc eu față în față cu Dumnezeu. Nu! Nu, nici de cum! uite te la ferestrele acelea din Apocalipsa, mi se par fundamentale, capitolul 4 și capitolul 5 din Apocalipsa. Fundamental pentru a înțelege veșnicia. Fundamental. Sunt ferestre date în cer acolo și ți se arată că atunci când se arată Dumnezeu Tatăl, acolo, în mijlocul scaunului de domnie, este un miel care a fost străpun, care a fost crucificat, și îl numește și miel și leu, leul din Iuda, Domnul Isus Hristos. Vom fi în prezența lui Dumnezeu doar în baza Domnului nostru Isus Hristos. Orice teologie care îți spune că tragi tu tare, că lupți tu, că faci tu, că veghezi tu, că ai făcut tu, noi trebuie să facem lucrurile astea. Dar nu în baza lor vom sta în prezența lui Dumnezeu. Acolo va fi slăvit o singură persoană, Mielul care a fost jungheat pentru păcatele noastre. Toată mulțimea de răscumpărați, miliardele de oameni care vor fi acolo, toți vor fi acolo, în baza jerfei Domnului nostru Isus Hristos. În baza acestei jerfei l-au putut și ei vedea pe Dumnezeu. Doar după ce s-a adus jerfa, au spus: Am văzut pe. Foarte interesant. După ce e moarte, tu spui că ai văzut pe Dumnezeu. Te-ai așteptat să spui înainte, nu? După ce s-a adus jerfă, după ce a curs sângele, după ce flacăra a mistuit, după aceea au spus: Am văzut pe. Și interesant, au adus un ied, nu? Care este, ce este? Puiul unui, un, unui boi, nu? Asta este iedul. Este un miel. Este imaginea Domnului Iisus Hristos. De aceea s-a făcut minunea aceasta aici. Dragii mei, acesta este temeiul acceptării noastre înaintea lui Dumnezeu. Biblia spune așa, ascultați ce spune. Nevasta, când îi zice, ăsta bărbatul e tare sperios așa. Vom muri, zice. Și nevasta e foarte rațională. Și are dreptate în ce spune ea. Zice așa, dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare. Băi, ne omora până acum. Nu. Dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare. Nu ar fi primit din mâinile noastre are de, de tot și darul de mâncare. Nu ne-ar fi arătat toate acestea și nu ne-ar fi făcut să auzim asemenea lucruri. Logic, nu? Dacă Domnul vrea să te omoare, frate, te omora deja. Dacă Domnul vrea să te omoare, Domnul nu-ți vorbea. Dacă Domnul vrea să te omoare, Domnul nu te căuta. Dacă Domnul vrea să te omoare, nu te aducea în proximitatea Sfinților. Dacă Domnul vrea să te omoare, nu te punea în biserică. Dacă Domnul vrea să te omoare, nu te punea în familie de credincioși, nu te făcea să auzi cuvântul, nu-ți dădea masa, Domnul nu-ți dădea nimic. Dacă Domnul nu te vroia, dar pentru că te-a vrut, s-a dat toate aceste lucruri. ți s-a descoperit. Lor li s-a descoperit întâi prin îngeri, prin cuvânt, prin responsabilități. Vestea că va avea un copil, li s-a descoperit care o misiune și așa mai departe. Multe lucruri prin care li s-a descoperit. Și acum li s-a descoperit dându-le o imagine glorioasă a lucrării Domnului Isus Hristos de la cruce. A morții sale, a învierii sale, a înălțării sale. Dar uitați expresia pe care o spune femeia și asupra căreia vreau să mă plec foarte puțin. Zice, dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare, n-ar fi primit din Mâinile noastre arderea de tot. Era soția lui Manoac o sfântă? Nu era. Era Manoac un sfânt? Nu. Și totuși Domnul a primit darurile lor. Știți după ce spune că le-a primit? Le spune că le-a primit după ce a adus ce? Jerfa. După ce a adus jerfa. Dacă Domnul primește predicile noastre imperfecte, rugăciunile noastre imperfecte, cântările noastre imperfecte, felul în care venim la masa Domnului, imperfect. Tot ce facem noi înaintea lui Dumnezeu, fraților, este păta de păcat. Nu există nimic curat de săvârșit pe care tu să-l faci și zici am venit cu gânduri de săvârșite, cu atitudine de săvârșită, îmbrăcat de săvârșit. Totul la mine este perfect în momentul ăsta. Acum mă rog și Domnul primește. Fără Hristos. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Absolut fiecare lucru care îl primește Dumnezeu de la noi, Dumnezeu îl primește în baza Gerfei Domnului Isus Hristos. Sunt o grămadă de creștini care să chinuie pe ei înșiși, încercând să performeze înaintea lui Dumnezeu. Și stau totdeauna stresați, apăsați, descurajați, întrebându-se, oare primește Domnul? Oare am făcut suficient de bine? Niciodată n ai făcut suficient de bine. Niciodată. Sigur, noi încercăm să facem cât mai bine putem, dar niciodată nu este suficient. Motivul pentru care El ne primește, pentru care primește din mâinile noastre, pătate, este datorită faptului că s-a adus o jerfă care curățește, nu doar curățește ființa ta, nu-ți curățește doar inima, nu îți șterge doar păcatul, ci curățește chiar și lucrurile bune pe care le faci tu. Slujirea ta o curățește. Asta nu înțeleg mulți oameni. Hristos nu curățește doar păcatul nostru. Hristos curățește în moment că prin jertfa lui a dus -o odată pentru totdeauna toată slujirea noastră. Jertfa lui acoperă viața noastră în întregime. Mulți Hristos mi-a șters trecutul. Ce faci cu păcatul pe care l-ai făcut azi? Ce faci cu păcatul pe care l-ai făcut azi dacă îți șerge trecutul? Ai încurcat-o! Ai încurcat-o! Unii zic că păcatul ăsta e rezolvat prin mijlocirea lui. Mijlocirea lui Hristos nu șterge păcatul. Mijlocirea lui Hristos face apel la jertfa lui Hristos. El mijlocește în baza faptului că a murit pentru noi. Și a acoperit absolut tot. Și ce am păcătuit în mod intenționat, și ce am păcătuit în mod neintenționat, și ce am păcătuit când sunt acasă și când am fost nervos sau când am fost supărat sau când nu știu ce am mai făcut, și ce am păcătuit când sunt la adunare... Și păcatul care afectează lucrurile, lucrurile, bune pe care le fac și slujirea pe care o fac. Domnul a primit darurile lor de mâncare. Auziți, a primit din mâinile noastre arderea de tot și darul de mâncare. Darul de mâncare era un dar de mulțumire. Dumnezeu nu are cum să primească nici măcar mulțumirea ta. Deci dacă tu ai venit la adunare, fii atent, vii la adunare și spui, Doamne, mulțumesc. Domnul zice, nu te primesc. Decât pentru că fiul meu a murit pentru tine. Eu nu primesc niște ticăloși, murdari, păcătoși, nenorociți, nelegiuiți ca să -mi mulțumească mie. Ce să -mi mulțumească mie? Sunt niște rebeli, răzvrătiți. Doar pentru că prin Hristos am fost împăcat cu El și făcut copilul lui, El vă primește. Și cum suntem noi înaintea lui Dumnezeu? Ne dăm câteodată grozavi. Și suntem și atât de ridicol și de penibil când ne dăm grozavi. A făcut eu o lucrare. Am ținut o predică puternică. Am plantat o biserică. L-a făcut o misiune. Și în ochii oamenilor creștem ca niște mari eroi. Și cum suntem înaintea lui Dumnezeu? Ați văzut când zice un copil prima dată, mama, el de fapt nu zice mama, el gângurește ceva și mai s-a că zice mama. Au auziți, mama, auziți, mama, el ta ta tata, dar ta. copilul zice tata, ta 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 când continuă, face așa el, ca tractorașul, știi? Și ce au spus tata, nu, au spus de două ori tata, tata, ta, ca așa face el. Și să bucură părinții și anunță pe toată lumea. Și mai face o dată, stă cu telefonul pornit 10 ori ca să-l mai înregistrezi o dată când mai spune tata sau că mama, și trimite la tot clanul, la tot neamul, anunță toată planeta Pământ, Că el să știi că copilul la o bâlbâie, ceva acolo. Cum să bucură un părinte asupra copilului lui? Pentru un lucru, atât de mic. Așa se bucură Dumnezeu asupra noastră. Nu pentru că noi am făcut lucruri grozave, fraților. Nu pentru asta. Dacă te uiți la noi, bâlbâițe de noi, că suntem niște bâlbâițe înaintea Domnului, că Dumnezeu mântuiește pe alți oameni prin vorbele pe care noi le spunem altora, am auzit de la oameni, ziceam, am ascultat mesajul ăla și, am, și Domnul a lucrat la inima mea. Când am ascultat, mi-i s-o mare groază vie cu el. Cum a folosit Dumnezeu? Dumnezeu a ales un bâlbâit să scoată un popor de vreo două milioane de oameni din Egipt și a trimis un bâlbâit în fața la cea mai înaltă personalitate de pe pământ. Nu a găsit Dumnezeu pe altcineva? Zice, Doamne, eu sunt bâlbâit, îi zice Moise. Da, ai găsit pe altcineva. Eu să mă duc să fac minu... Păi zice, ce zici mă tu acolo? Dar a scos poporul Israel din Egipt. A despicat Marea Roșie. A despicat stânca așa a curs apă. S-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a salvat un popor care s-a închinat la idoli și a făcut un vițel de aur. Nu datorită lui și gurii lui, nu-i așa? Ci datorită arului său și puterii sale. Așa suntem noi înaintea lui Dumnezeu. Ca niște copii. Ca niște copii care mai bălbuim și noi din când în când și Dumnezeu zice, mă bucur de tine. Și să vezi ce fac eu cu bulbi la ta. Și cu, cu, lucrul ăla pe care tu l-ai făcut înainte, Domnului. Știți de ce? În spate este puterea, eficiența, jerfei Domnului nostru Isus Hristos. El este puterea noastră. El este înțelepciunea noastră. Asta spune Biblia. L-a făcut pe el răscumpărare, sfințire. L-a făcut totul pentru noi. Pavel zice la un moment dat atât de simplu, mă fascinează. Nu știu, nu cred că voi reuși vreodată să sondez și să reușesc să înțeleg de plinătatea acestei afirmații. Voi aveți totul de plin în el. Orice lucru îl ai la maxim în Hristos. Orice lucru îl ai la maxim în Hristos. Absolut tot. Orice. Și chiar și lucrul ăla la pe care ai adus-o, ai adus-o tot prin el. Tot prin el. Când Dumnezeu pune, pune putere în predicarea mea bâlbâită, în predicarea mea imperfectă, când Dumnezeu pune putere în rugăciunea mea, zice, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Cine-i dă fierbințeala aia în rugăciune? El? Cine i-a dat neprihănirea aia? Când s-a făcut la neprihănit? Mare putere. De unde are el puterea aceea? Din el? Nici de cum. Nici de cum. Dumnezeu, prin Fiul Său, Iisus Hristos, pulsează viață și putere în absolut toată slujirea noastră. Așa va fi până la finalul viacurilor. De aceea a primit Dumnezeu din mâinile lor. A primit din mâinile lor, nu prin performanțele lor. Hristos este temeiul acceptării noastre înaintea lui Dumnezeu și temeiul acceptării tuturor lucrurilor pe care noi le facem înaintea lui Dumnezeu. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun. Care ar trebui să fie atitudinea noastră față de Domnul Isus Hristos? Având în vedere aceste lucruri, care ar trebui să fie atitudinea noastră în fața Domnului Isus Hristos? Ce am meritat noi fără Hristos? Am văzut pe Dumnezeu, vom muri. Eu nu cred că cineva s-a întâlnit cu adevărat cu Hristos dacă nu crede că fără Hristos ar trebui să moară. Și dacă nu crezi asta acum, într-o zi oamenii vor ajunge, vor sta în fața judecătorului întregului pământ și se vor duce la pierdare veșnică. Asta este Evanghelia. Evanghelia înseamnă să înțeleg, să văd ceva, ceva puțin, din gloria sfințeniei mistuitoare lui Dumnezeu și să spun Dumnezeu este un foc mistuitor, având în vedere ce Dumnezeu Sfânt este și ce păcătos mare sunt eu, sunt un om mort. Asta e Evanghelia, sunt un om mort. Și apoi ți se dă jertfa lui Hristos și spune, în locul tău a fost mistuit altcineva. Asta e Evanghelia, a fost mistuit altcineva. Și cu această recunoștință și cu această înțelegere și cu această credință și cu această mulțumire și cu această nădejde în El trăiesc toată viața mea. Niciodată nu cred că au uitat oamenii aceștia că au văzut pe Dumnezeu și totuși n-au. De ce n-au murit? Ca a fost Hristos. El e paratrăznitul. El absoarbe toată tensiunea, puterea, groaza mâniei lui Dumnezeu pe care o merităm pe drept datorită păcatului nostru. Datorită păcatului nostru. Ce frumos zice nevasta lui, dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare. Care este? Domnul, ce, ce spunea cu alte cuvinte? Domnul nu vrea să ne omoare. De ce nu vrea Domnul să ne omoare? Nu merităm moartea? Plata păcatului este moarte. De ce nu vrea Domnul să ne omoare? De ce nu vrea Domnul pierzarea noastră veșnică? Să uită la noi prin Domnul Isus Hristos. Să uite la noi prin Domnul Isus Hristos. Prin jertfa lui care s-a dus. De asta nu vrea să ne omoare. El vrea viața noastră. Și vrea viața noastră datorită faptului că Hristos este sursa vieții. Că Hristos este sursa vieții. Care e reacția ta? Care trebuie să fie reacția noastră? Ascultați ce spune Scriptura. Dar gândiți-vă înainte să întreb și să citesc textul ăsta. Gândiți-vă prin ochii credinței, priviți la Golgota. Dumnezeu a luat carne. Dumnezeu a luat carne. Asta e realitatea. Asta e Evanghelia. Dumnezeu a luat carne, s-a întrupat, a coborât pe pământ, a strat între oameni, s-a lăsat chinuit, bajocorit, insultat, ocărât. I-a lăsat să-l dezbrace. I-a lăsat să-l îmbrace, să în bajocuri ca pe un părat. I-a lăsat în bajocuri să-i pună o coroană, dar de spin. I-a lăsat în bajocuri să-i pună o trestie, să-l bată cu ea în cap. I-a lăsat să facă toată parodia aia și bat jocuri aceea. I-a lăsat pe trecători să bajocurească. I-a lăsat pe tălhari să bajocurească. I-a lăsat pe romani să-l biciuiască. I-a lăsat pe romani să-i bată cu ei. Le-a lăsat să ridice public în rușine gol înaintea oamenilor și să fie ocorât. Fiul lui Dumnezeu. Și să știi că toate lucrurile acestea le-a făcut pentru tine și pentru curățirea păcatului tău și pentru viața ta veșnică. Care este reacția ta la lucrul acesta? Care este reacția ta la lucrul acesta? Uitați care este reacția lor. Și ei n-au văzut ce vedem noi astăzi, nu-i așa? Ei n-au văzut. Au știut puțin fraților din ce știm noi astăzi. Foarte puțin. Și totuși reacția lor în versetul 20, pe când flacăra se suia din altar spre cer din jerfă, și îngerul Domnului, o imagine a lui Hristos care se înalță din jertfa lui la tatăl, văzând lucrul acesta, Manoac și nevasta s au căzut cu fața la pământ. Asta ar trebui să fie atitudinea noastră. Să știți, fizica asta ar trebui să fie atitudinea noastră. Asta este închinarea adevărată. Să te proșteri din fața unei asemenea lucrări, el merită să te arunci la picioarele lui. Și uitați-vă pe parcursul vieții Domnului Isus foarte mulți oameni care s-au rucat la picioarele lui. Pentru că înțelegeau ceva din ființa care stătea înaintea lor. Și oamenii erau scandalizați că se închină înaintea lui. Erau scandalizați. Dar el era Dumnezeu în persoană. Chiar dacă era în carne acolo înaintea lor. Acum foarte mulți oameni, și aceasta este tragedia evanghelismului actual, să știți. Dacă este vreo tragedie, tragedia este oamenii nu înțeleg Evanghelia și nu-L cunosc cu adevărat pe Domnul Isus Hristos. Nu-L cunosc cu adevărat pe Domnul Isus Hristos. Uitați, vă dau din Vechiul Testament. Da? Acum vă dau din nou Testament, din cer. Iar ceea ce se întâmplă în cer și ce vedem la oameni, noi zicem suntem superiori oamenilor din Vechiul Testament. Atunci ar trebui să avem o închinare superioară. Și ne uităm în Apocalipsa la modul în care se manifestă oamenii față de Hristos și asta trebuie să modeleze răspunsul nostru față de El. Cum vor reacționa oamenii în veșnicie față de El? Credeți că închinarea din cer de desăvârșită? E perfectă sau nu? Bun. Nu e normal ca noi să imităm și să avem atitudinile, răspunsul pe care l-au oamenii ăia în desăvârșire, cu siguranță. Uitați ce se întâmplă în Apocalipsa, capitolul 5. Apoi am văzut în mâna dreapta celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe de dinăuntru și pe din afară, pecetuită cu șapte peceță, da? o închidere desăvârșită. Nimeni nu poate deschide. Și am văzut un înger puternic care striga, cine este? Îți trebuie o vrednicie ca să deschizi carte, da? Gândiți-vă că asta se întreabă înaintea lui Dumnezeu. Ai fi putut să spui, eu și mi se pare că am mai predicată. Eu am fost destul de bun așa în vremea mea. Ai putea să spui asta? Tăcere totală! Aia 24 de bătrâni care erau acolo, bătrânii aceia, reprezentanța aceea extraordinară a poporului Dumnezeu istoric, niciunul nu zice nimica. Aia care, care primesc coroane mai importante decât ale tuturor oamenilor de pe planeta Pământ. Nici ei mai zic nimic acum. Și nu se găsea nimeni. O căutat în cer. Au căutat pe pământ. A căutat sub pământ măcar să deschidă ce? O carte. Doar că descrierea cărții necesita o vrednicie. Și am plâns mult, pentru că nimeni, nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte peceți. Și la mijloc, între scaun, la mijloc, tu te-ai fi pus la mijloc? Să fie miliardele de îngeri, miliardele de oameni, toate făpturile prezente acolo la apelul lui Dumnezeu. Ai fi avut curaj să te duci în nu Nici de cum. Dar vine cineva care are curaj să stea înaintea lui Dumnezeu în mijloc. Să ia el centru atenției. Asta e blasfemia supremă. În prezența lui Dumnezeu altcineva să ia atenția. nu e așa? Și la mijloc între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni. Am văzut stând... Asta e curaj. Dacă nu era Hristos, era tupeu. Era nebunie ca cineva să aibă curaj să stea în picioare, drept, înaintea lui Dumnezeu. Un miel. Părea junghiat. De ce? Că între timp a înviat și s-a înălțat. Și avea șapte coarne și șapte oi care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu trimise în o pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreapta celui ce ședea pe scaunul de domnie. Tu ai fi putut să te duci acolo și zici, dă-mi cartea să văd eu ce e în Să rupe pe cețele. Dar el a avut curajul ăsta. S-a ridicat în picioare. A stat în mijloc. S-a îndreptat către tatăl. A luat cartea din mâinile lui. Când a luat cartea? Când a luat cartea? Când au văzut actul acesta al Domnului Isus Hristos, cele patru făpturi vii, cei 24 de bătrâni, da, reprezentanții poporului istoric al lui Dumnezeu, de răscumpărați, s-au aruncat la pământ, ascultați, înaintea, știi ce vei face în veșnicie? Poți zice ce vei face în veșnicie? Vei fi așa de uimit de gloria Domnului Isus Hristos, de persoana Lui. Vei fi atât de fascinat cum nici nu-ți poți imagina astăzi. Cum zice unul, mi s-a tăiat răsuflarea. Am văzut o frumusețe pe care nu pot să o descriu în cuvinte. Asta va fi în prezența Domnului Isus Hristos. Când îl vei vedea pentru prima dată, dacă Dumnezeu nu ți-ar da putere în, în, în momentele ce ți-ar plezni inima în tine. Ai, ai, pur și simplu te pulveriza în prezența Lui de bucurie și de extaz în prezența Domnului Isus Hristos. S-au la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o lăută și potire de aur pline cu tămâie care sunt rugăciunile Sfinților. Și cântau o cântare nouă și cântau cu ei cântau. Mielul lui ei cântau fraților în prezența lui Dumnezeu îi cântau. Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețele. De ce? Că ce ai fost, uitați, cântă despre răscumpărarea lui. Și în cer vom cânta despre răscumpărarea lui. Cu o veșnicie întreagă, când o să vezi frumusețele alea, o să-ți aduci aminte. Eu sunt aici datorită faptului că mielul a murit pentru mine. Nu te vei putea bucura în veșnicie de nici un lucru fără să-ți aduci aminte că te bucuri de el datorită Domnului Isus Hristos. Orice va fi în veșnicie, cuvintele la mintea omului nu s-a suit. La urechile noastre, nu, urechile noastre nu pot să audă lucrurile acestea. Limbajul Scripturii este metaforic. Lucruri glorioase de care te vei bucura în fiecare, că zile nu vor fi, dar vorbesc omenește acum, datorită slăbiciunii noastre de a descrie lucrurile, fiecare lucru, fiecare secundă când te vei bucura, în mintea ta va fi lucrul ăsta. Sunt aici datorită mielului. Pentru că El a murit pentru mine, pentru că El a plătit pentru mine. Îi vei cânta lui, îl vei slăvi pe El. Căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tăi, oameni de orice seminție, de orice limbă, din orice noroc și de orice națiune, Și ai făcut din ei o împărăție de preoți pentru Dumnezeul nostru și vor împărăți pe pământ. Și uitați cum se încheie. După ce zice, uitați în versetul 11, în prejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii, în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. numărul, numărul lor era, nu, ce vrea să spună Ioan, știți, nu putem să-l numărăm. Așa de mulți erau. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care... Și îngerii cântă Evanghelia aici. Și îngerii cântă jertfa Domnului Isus Hristos. Dar noi suntem, de asta v-am spus, am ajuns la un stadiu de decădere spirituală în bisericile evanghelice oribil. Ne-am plictisit de Hristos. Eu am auzit oameni care spun, și tu predicăm atât despre Hristos, trebuie să mergem la lucruri mai profunde. Asta este nebunia supremă, ascultați mă este blasfemia supremă. La lucruri mai profunde? Spunem ce a fost profund pentru îngeri ăștia. Fraților, ce a fost mai profund pentru cei 24 de bătrâni? Este ceva mai profund decât jertfa lui Hristos de la cruce? Decât faptul că Dumnezeu a venit în lume să moară pentru cei mai profund decât atâta? Cum te putea plictisi de așa ceva? Ascultați ce spune scriptura aici. Ei ziceau cu glas tare vrednic este mielul care a fost jungheat să primească ce? Tot! Putere, bogăție, înțelepciune, tărie, cinste, slavă și laudă. Pe toate fapturile care sunt în cer, pe pământ și sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând. Adică tot universul într-un singur glas spune acelui celui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului, să fie lauda, cinstea, slavă și stăpânirea vecii, vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau, așa este. Și cei 24 de bătrâni, din nou, așa se termină capitolul ăsta. Reprezentanții tuturor răscumpăraților, împreună cu toți răscumpărații, s-au aruncat la pământ. Asta vedem la Gedeon. La, mă scuzați, la mama lui uh, Samson și la tatălui, la Manoac. S-au aruncat la pământ. Care este atitudinea noastră față de Hristos? Aici este decăderea. Nu-l cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Foarte mulți îl tratează pe Hristos ca pe un prieten bun. Cu cineva care te mai ajută din când în când. A făcut un lucru fain pentru tine, l pentru tine. Și este frivolitatea aceasta, ușurătatea aceasta, superficialitatea aceasta în care oamenii vin la biserică și se apropie, parcă s-ar apropia de nimeni. Și noi ne închinăm lui Dumnezeu. Mă îndoiesc că dacă Dumnezeu ar veni aici între voi, ce ar face? Praf și pulbere. Vedeți, în mine este o bucurie. Este un extaz al inimii mele că Isus a murit pentru mine și m-a răscumpărat. Dar, în același timp, inima mea trebuie să tremure înaintea Lui. Deci, în Psalm, mi se pare că această expresie sumarizează exact ce trebuie să fie inima oricărui credincios în prezența Domnului. Bucurați-vă, cum spune? Bucurați-vă tremurând. Știți Psalmul? Bucurați-vă tremurând. Te bucuri că El a făcut totul pentru tine, dar știi cine este El. Știi că toată făptura din cer, de pe pământ, de sub pământ, din mare și tot ce este în ele. Că toată îngerimea, toate oștile îngerești. Că cei 12 apostoli, cei 12 reprezentanți ai cele 12 seminții ale lui Israel, tot poporul lui Dumnezeu răscumpărat din toată istoria, tot ce este ființă vie, îngerească sau umană înaintea lui Dumnezeu, tot se vor pleca și vor arunca la pământ înaintea lui când vor vedea gloria lui. Asta trebuie să fie răspunsul nostru față de Hristos. Și asta vedem în mici imagini, în mici umbre în Vechiul Testament. Un respect, un respect, o onoare, o cinste extraordinară dată lui. Și cred că putem să spunem și noi, la finalul acestei zile, la începutul acestei săptămâni, atât despre Tatăl, cât și despre Fiul și despre Duhul Sfânt, despre Dumnezeu nostru manifestat în Domnul Isus Hristos, ca Lui este, va fi toată slava în vecii vecilor. Și Pavel zice că va veni o vreme în care orice genunchi se va pleca înaintea lui. Uitați-vă, -o, suntem o turmă mică, nu e așa? Suntem o turmă mică. Va veni o vreme în care turma Domnului se va vedea cât de mare este, nu? Și va veni o vreme în care orice făptură, care l-a recunoscut sau nu l-a recunoscut pe Hristos, ateu, budist, iudeu, creștin, nu face nicio diferență se vor pleca înaintea Domnului Isus Hristos. Și zice că fiecare gură va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este Domnul. Ce onoare e să recunoști lucrul ăsta astăzi. Este o onoare, este un privilegiu. Să nu cumva să credem că noi facem un privilegiu lui Hristos. Nu, nu. nu. Ce să-i aducem noi lui? El va primi toată slava. Nu așa spune îngerii. A lui este bogăția, puterea, slava. Înțeleg. El va avea tot. El, el e proprietarul întregului univers, înțelegeți? Nu avem noi ce să dăm noi. Unul zice, mă la biserică și am dat 10 lei. La, le dau. Ce faci, mai? cu, crezi tu că faci tu favorul? Pe cine crezi tu că impresionat? Pe Hristos? Pe Domnul Isus Hristos? Nici de cum. De asta îi spune, să-ți aduc un ied. Ce să facă el cu iedul tău? Adu o jertfă Domnului. O imagine a lucrării Domnului Isus Hristos. Da. Dumnezeu să ne atragă inima spre El, să-L onorăm pe El, să-L iubim pe El, să ne găsim fascinația în El pentru totdeauna și în veșnicie. Amin. Amin.